Mulțumesc, doamnă președintă. Deși din 5 martie 2011 sărbătorim ziua egalității salariale între femei și bărbați, nu facem de 50 de ani decât să dansăm și să nu înaintăm în acest domeniu. O felicit pe doamna Bauer pentru raport. Este o radiografie corectă a egalității de șanse în Uniunea Europeană. Nu există egalitate de șanse în Uniunea Europeană atâta vreme cât nu există egalitate salarială. Nu știu dacă trebuie să mai îmbunătățim ceva în materie de legislație, nu știu dacă trebuie să adoptăm altă legislație, dar aș vrea să știu din partea Comisiei cum respectăm legislația existentă, pentru că directivele 17 și 18 din 2004 nu permit companiilor care practică inegalitatea de șanse să participe la licitații publice, să participe la obținerea de fonduri europene, să participe la proceduri de subvenții și de achiziții publice. A întrebat vreodată cineva un stat membru dacă a respectat aceste criterii în cele trei domenii? A verificat Comisia vreodată dacă companii din statele membre au obținut fonduri europene, au participat la achiziții publice fără să îndeplinească condiția egalității salariale? Sigur, nu. Și atunci cred că singura soluție pentru a fi viabil și pentru a implementa acest principiu, care este un principiu de onoare pentru noi toți, este să respectăm în mod deosebit legislația existentă. Să încercăm să găsim mecanisme și pârghii prin care să controlăm aplicarea ei.